Casciaro este italianul care a reușit să câștige concursul X Factor România 2021. Acesta a făcut parte din echipa Loredanei Groza și se pare că cei doi s-au apropiat extrem de mult. Ba chiar au plecat împreună la munte, acolo unde au susținut și un concert, iubita lui Nick care a acționat. Nick Casciaro a îndeplinit pe data de 4 ianuarie 2021, vârsta frumoasă de 34 de ani. Acesta și-a sărbat ziua în Poiana Brașov, alături de artista noastră, Loredana Groza. Cei doi artiști s-au pozat și s-au postat pe paginile de socializare în diferite ipostaze. În acest fel, cântăreții au reușit să atragă atenția internauților, dar și iubitei lui Nick, care i-a transmis acestuia un mesaj. Citește și Loredana Groza, ipostaze tandre cu marele câștigător de la X Factor. Cum a fost surprinsă vedeta alături de Nick Casciaro, ce mesaj a primit Nick Casciaro din partea iubitei? Maria Sacchi, iubita lui Nick Casciaro, a postat și ea pe rețelele de socializare un mesaj cu ocazia zilei de naștere a partenerului său de viață, dar și un filmuleț cu mai multe fotografii în care se aflau ei. La mulți ani, băiat nebun! Ai apărut în viața mea ca un uragan, m-ai învățat să nu-mi mai fie frică să dansez în ploaie. Tu, care cu bucuria și nebunia ta îi copleșești pe toți cei din jur. Tu, care vei cuceri lumea cu zâmbetul tău. Tu, care cu talentul tău vei umple stadioanele. Tu, care m-ai trimis într-o călătorie lungă în inima ta și eu care am luat biletul doar dus. La mulți ani, Casci. Virgulă este mesajul postat de Maria Sacchi. Pe internet, Nick Casciaro, impresionat până la lacrimi câștigătorul X Factor, a fost extrem de emoționat după ce i-a citit mesajul iubitei și a mărturisit că i-au dat lacrimile. Lacrimi, atâtea lacrimi. Am plâns în 2021 mai mult decât am plâns adunat în ultimii 10 ani, virgulă, a spus câștigătorul X Factor 2021. Vezi și cum a apărut Loredana Groza în Poiana Brașov. Anii săi au fost uluiți. Adblock test.